Bună ziua! Am găsit o ofertă și doream să o împărtășesc cu voi. Weekend prelungit în Riyadh, Arabia Saudită, perioada 17-20 martie 2023, la prețul de 278 euro sau 1391 lei pentru două persoane. Biletele de avion sunt din București până în Riyadh, care este capitala și cel mai mare oraș al Arabiei Saudite. Este de asemenea capitala provinciei Riyadh și centrul guvernatorului Riyadh. Temperatura va fi în acea perioadă în jur de 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea în jur de 14 grade Celsius. Prețul avionului dus întors pentru o perioadă, pentru o persoană, este de 238 de lei. De obicei, caut cazările să fie în centru și la un maxim de 1 km de el, așa că vă recomand cazarea care este la 700 de metri de centru orașul Riad. Costul camerei este de 915 lei pentru 3 nopți. În total, această călătorie pentru două persoane, pe o perioadă de 4 zile sau 3 nopți, costă 278 de euro sau 1391 de lei. Itinerariul în capital Arabiei Saudite pentru 4 zile este următorul. Ziua 1. Cazare la hotel și relaxare prin centrul orașului sau dacă doriți serviciu la un restaurant celebru, acesta ar fi Najd Village Restaurant. Ziua 2. De vizitat cetatea Fort Masmak. Int acolo intrarea este gratuită. După aceea, mergeți la Muzeul Național al Arabiei Saudite. Acesta spune povestea regatului din timpuri pre preistorice până în zilele noastre, prin 8 galerii încadrate într-o clădire modernistă. Ziua 3. Vizitați satele de beduini. Ei sunt cei mai vechi locuitori ai Arabiei. Cultura beduină a evoluat de-a lungul secolelor. Petreceți o zi în deșert pentru a arunca o privire asupra acestei lumi nomade, unde vă așteaptă plimbări cu cămila, focuri deschise, tabere cu corturi sau liniștea unui cer înstelat. Pentru iubitorii de adrenalină puteți opta pentru safari în deșert sau drumeții. În ziua 4, explorați centrul orașului, serviți ceva delicios, ca mai apoi să vă întoarceți spre aeroport pentru revenirea în România. Nu uitați, like, share și subscribe, vă mulțumesc! O zi minunată vă doresc! La revedere!